aunque si la persona te dice más macho. Sama yang mai pergi ni mama. Boleh. Kuati. Ni ni kat dia. Dah. Dia mau pergi ke kasa. A kasa. Lasa. A. Șasea. Și vorba de azi în 19, da? Da. 19 a 5-a 2018. Iată cum trec camionul de departe. Te am pentru acasă, da? Da. Deci mergem tot pe ecuații. Ecuații sau inecuații? Ecuații. Ecuații, da? Da. Ecuații. Mulțimea natural, mulțimea... Da, în Q. Raționale pozitive. Q plus. 0,1 în perioadă X. 0,1 în perioadă X în perioadă, da? Nu, 1. Scuzați-mă, 1 este în perioadă, atât. 1, 0,1 în perioadă. În perioadă ori X. Ori X, minus da. 3. Minus 3. Egal cu 5 întregi și 1 pe 4. Și 1 pe 3. Echivalentul. Te rog, vorbește. Nu vorbești. Întregem fracție. Da, și facem cât acolo, să văd. 9 pe 1. Nu, 1 pe 9. Ori X. Deci 1 pe 9, da? Da. Ori X minus 3 egal cu... Deci 1 pe 9 ori X. Minus 3, 3 egal cu 21 pe 4. Corect. Echivalent. Cădem un 3, adunăm un 3. Da. Adică noi facem, noi am obișnuit ceva ce e eliminatorul. Ca să mă uită din tipul, adunăm un 3 chestia. Da, eliminăm numitorul, hai. Da. Ok, deci... Aici, care numitor comun? Puțin. 36. 36 cu 4 aici. 4, 36... Și cu 9. Și cu 9 echivalent, cum spune că? 4 pe 36. Păi nu mai spune supra. A, 4. 4x. 4x. Da, minus. Minus 3 pe 6. 8, 1, 108. Minus 108, da. 108. Egal cu? Egal cu? 21 ori 9. 21 ori 9. 189. Da? 189. Adunăm 108. Echivalent. Poate spune că 4x egal cu... Mai repede vorbești, nu înțeleg ce faci. 4x egal cu... 200? Hai, o dată. 297. De unde x va fi egal cu... Unde x este egal cu 4 prin 4. 297 supra 7 supra 4. Care înseamnă? Ia să vedem. Fii, facem împărțirea să vedem complet cât ne dă. Fii că scoatem întregii din fracții. Sau putem lăsa și așa. Că în Q încă, da? Putem lăsa așa. Asta este, asta este dezlocat. Mergem mai departe, al doilea lucru. 2 pe 3 ori x. 2 pe 3. Ori x. Minus 1. Da. Egal cu 1,3 în perioadă. 1,3 în perioadă. Ce echivalent? 2 pe 3. X. Minus 1 egal cu 12 supra 9. 12 supra 9. Pe primul amplificăm cu 3. Simplificăm aici. 12 pe 9 cu 3. Face cât atunci? A, da. 4 pe 3. Ca să vedeți că avem întrebări în același viitor. Vezi ce înseamnă să faci întrebările? 4 pe 3. Și atunci viitorul pământ 3, amplificăm numai unde? La pe 1 cu 3. Așa. Așa. Vedem. 2x. Mai repede. Mai repede. Minus 3. Egal cu? Egal cu 4. Echivalent? Bagărit. Vreau să te înveți să gândești în viteză, da? Deci 2x egal cu? 7. Așa e x egal cu? X egal cu 7 pe 2. 7 pe 2. Mergem la altă ieșită, 3. 5 pe 6 ori x. 5 supra 6 ori x. Minus 1 întreg și 1 pe 2. 1 pe și o doime. Egal cu 0,25. 0,25, echivalentul. Repede. 5 pe 6 ori x minus 3. 5x pe 6, puteți zice 5x pe 6, da? Minus 3 pe 2. 3 pe 2. Egal cu? 25%. Adică? 4 pe... 1 pe 4. 1 pe 4.
Vezi? 1 pe 4. Atenție multă că te depuntezi. 1 pe 4. Viitor comun este... 12. Da, amplifică pe 2. 2. Al doilea cu 6. Și? Al treilea cu 3. Și o ținem? Vine 10. Yes. X minus 18 egal cu 3. 3. Deci ar fi echivalent cu 10X. 10X egal cu? X egal cu 21 pe 10. 21 pe 10. Și dacă vrei, îl lași așa, dacă nu, zici 2,1, da? 2,1. 21 pe 10 înseamnă 2,1. Mergem mai departe. X împărțit la 2 supra 11. X împărțit la 2 supra 11. Egal cu 22 supra 5. 22 supra 5. Echivalent. Împărțim printr-un 2 pe 11 sau înmulțim cu 11 pe 2. Deci înmulțim egalitatea asta peste tot cu 11 pe 2, da? Mm-hmm. Și ar vine X împărțit la 2 pe 11 ori 11 pe 2. Așa este, înmulțim egalitatea cu 11 pe 2, nu? Nu, împărțim printr-un 2 pe 11. Deci hai să mă întorc din nou. Deci ce mi-ai propus să fac? Împărțim printr-un 2 pe 11. Deci împărțirea înseamnă mulțire. Mulțim prima pe două inversate. Mulțim cu cât? Cu 11 pe 2. Da. Deci X înmulțit cu 11 pe 2. Dacă e așa un... Egal, hai, repede, lucrează, nu te uiți la mine. Vreau să te obișnuiesc să mergi în viteză. La lucrare totdeauna ești contra cronometru. Deci X ori 1 pe 2, ori 11 pe 2, egal cu 22. Supra 5. Prin 5 echivalent. Ce putem face de pe de tras cu coada ochiului, dincolo până acolo? Mulțim cu 2 pe 11. Eu zic că putem împărți la numărător printr-un 11, ca să pierdem, nu pierdem timp, că 11 și 22. Da. O să fie X pe 2. X pe 2, vezi? X pe 2 este egal cu cât? Cu... X pe 2 egal cu... 2 pe 5. 2 pe 5, repede. 2 pe 5. Ce ar fi însemnat? Egal, echivalent. Tu ați spus. Hai, numitorul e 10, 5 aici, 5 este egal cu 5 este egal cu 4. Asta vreau să spun. Nu mai să amplificăm, vedem, nu știu ce, nu știu povești. 5 este egal cu 4, rezultă X egal cu? 5, 4 pe 5. 4 pe 5, nu 5 pe 4. Dreapta pe 5, da? 4 pe 5, așa, să vei pronunțați parte 5 un pic. Deci, te rog, altfel nu poate greși. 5X împărțit la 3 întregi și 1 pe 8. 5 împărțit la 3 întregi și 1 pe 8. 8. Egal cu 0,25. 0,25. Echivalent, te rog. 5X ori. 5X ori. 25 pe 8. Ori? 25 pe 8. Ai fi împărțit. Da, am întotdeauna când trebuie inflație. Și că vine 3 și 8. Ai zis înmulțit, parcă zici. 5x înmulțit cu... Dacă ai zis înmulțit, zici 8 pe 25. Nu, vreau să spun 5x împărțit la 25. Dar ai zis înmulțit și am avut impresia că ai și văzut. Ai și întors fracția, ăsta înseamnă ritm. Da? Ritmul mare. Mult mai înalt. 5x ori 8 pe 25 egal cu? Egal cu 25 pe 10. Nu? Îmi spui cât? 1 pe 4. Am mai zis 25 pe 100, faci 1 pe 4. Da? Echivalent cu? 5x egal. 5 cu 25 se simplifică. Da? Simplifică și rămânge și 5. Și vine 8x. Bine. 8x pe 5. Îmi dau cu 1 pe 4. Echivalent, te rog. Echivalent cu... 32x. Așa, 32x egal cu... Nu, egal cu... Egal cu 5. 5. De unde duc că x egal cu? X egal cu 5 pe 32. 5 pe 32. Iată că am rezolvat, merge următor, 6. 11 supra 15. 11 supra 15. Împărțit la x. Da. Egal cu 22 pe 5. 22 supra 5. Echivalent cu... Să împărțim prin 11. Deci mulțim egalitatea printre 11 peste tot, da? Și urmează 1 pe cât? Și printr-un 5 la anumitor. Da.
Da? Pe 15 și cu 5, deci rămâne 1 pe 3 aici. Repede spun. 1 pe 3, împărțit la x, egal cu 2 pe 1. 2 pe 1 egal cu 2. Da. Echivalent. Înmulțim cu 3 pe 1. Deci înmulțim totul cu 3 pe 1. Adică, ca și mai adus la aceeași numitor, nu? Da. Așa ar veni. Și atunci cât vine? Nu, eu... A. Da, ce? Zi-mi. Nu, eu vreau să spun, să duc unul pe trei în cealaltă relație. În partea cealaltă? Zi. Dar cum să-l duci? Ce să faci? Păi ducem unul pe trei în cealaltă relație. Cum? Păi înmulțeam cu unul pe trei. Deci înmulțești cu unul pe trei? Dacă mulțești egalitatea cu 1 pe 3, 1 pe 3 ori 1 pe 3? Face 1 pe 9. Te încurc împărțitul ăsta. Împărțit la x, așa-i? Nu se duce totul la același numitor, dar... Prima cu 2, a doua cu 6. Unde e prima cu 2? 1 pe 3 cu 2. 1 pe 3 cu 2. 2 amplific. Dar de ce te gândești tu la 2? Ca să duc la 6. La numitorul cum cât este aici? Să te la toate. Da, la toate și la toate. La care toate? Ăsta e 1 aici. 3. Dacă e 3, atunci? Prima cu e mic, a doua cu 3 și a treia cu 3. Și atunci ce devine? 1 împărțit la 3x. 1 împărțit la? 3x. Deci 3x. Ce operație de adunare, adunare să scădere aici? X pe 3. Deci vine 1 împărțit la x. Păi n-a refuz de 1 împărțit la x. 6. Păi dar de ce? Noi sunt ce mulțime lucrăm acum? Mulțime la numerele raționale, în Q. Nu te gândești la numele naturale. În Q. Deci frații. Deci 1 împărțit la x e capul. Cât și șase. Egal cu? 6. 6 zici tu. Și mă da. Deci ce aștepți de ea? Mi se dă un număr. Păi avem 1 împărțit la x egal cu 6, zici da. Așa, 1 împărțit la x egal cu 6. Și cum îl aflăm pe x? De aici. Cum mai poți zici 1 împărțit la x? X pe 1. 1 pe x. Atenție, 1 pe x, ca o fracție, deci apare echivalent, va spune că 1 pe x egal cu 6. 6 fracții înseamnă echivalent. Pentru că trebuie să mulțumesc pe 6 cu x. Mulțumim, sigur că, dacă aș mai duci la același viitor. Și ce îți dă? 1 egal cu? 1 egal cu 6x. 1 egal cu 6x. De unde x va fi egal cu? Unu pe 6. Păi de ce să te pierd? 1 pe 6. Hai să locuim x egal cu 1 pe 6, zic, calculul ăsta e corect. Deci, de la bun început, ne întoarcem. Unii să înlocuim. Cel mai bine, cred că ar fi să înlocuim aici. Că simplificarea pe 11 și prin 5 a fost corectă, da? Hai să vedem dacă ce am găsit este soluție. Adică ce înseamnă să fie soluție. Dacă înlocuim, se intre x-ul respectiv. Deci vine 1 pe 3. 1 pe 3. Împărțit la x-ul care l-am găsit noi, împărțit la 1 pe 6, vedem cât ne face, cât ar trebui să facă după calculul nostru aici. 2 trebuie să ne dea. Ia să văd dacă îi dă. Cum să fac și împărțit la două fracții? 1 pe 3 ori 6 pe 1. Așa, 1 pe 3 ori 6 pe 1. Și egal mai departe. Simplificăm 3 cu 6. 3 cu 6? Da. Face 2, face 1, 2, 2, pe 1, 2. Cât trebuie să ne dea? 2. Aici avem nesiguranță maximă. De ce? Ce te-a curcat pe tine în ești ăsta? Acolo era imposibil să fac o împărțire, ca să fie o împărțire la ce poate să-mi dea 6. Dar tu gândești în mulțimea numai naturală aici. Dar e imposibil. Păi nu auzi că mulțimea fracțiilor e posibil, mă.
Noi lucrăm acum, deci ne-am detașat de mulțimea numerelor naturale, cum ai spus tu. În ce mulțime? Q. Q ce înseamnă? Toate fracțiile cu putințe. Este X-ul. X-ul e 1 pe 6. Deci tu spui că e imposibil. Răspunsul? E posibil. Cine este acel X? 1 pe 6. Nu ne-a verificat? Ce îndoiala aia acum? Încă ești nemulțumit. De ce ești nemulțumit? Nu știu, cum poate să dea 1 pe 3 ori 6 pe 1, 2? 1 pe 3 ori 6 pe 1 poate să dea 2? Păi uite, s-a simplificat. 3 cu 6, rămas 2, 1 ori 2, 2 și 1 ori 1, 1. Și 2 pe 1 nu face 2? Atunci? Mai pui întrebări? Nu mai pui întrebări. Deci mai departe. Avem un la fel. Te rog. 2 întregi și 3 pe 4. 2 întregi. Și 3 pe 4. Împărțit la x, da, egal cu 33 supra 8. 33 supra 8. Echivale. Te rog să-l duci acum repede, fără nicio emoție. 11 pe 4 împărțit la x este egal cu 33 pe 8. Echivale. Ce putem face? 12. Nu. La numărător putem un simplificat, pentru că nu avem adunări, scăderi, nu avem nimic. Deci printr-un 11 și pe 4 jos. Deci pe 11 și pe 4 simplificăm toate. Și ce devine dacă îmi simplifică? Rămâne în locul ei 1. 1 împărțit la x. Egal cu? 3 pe 2. 3 pe 2. Asta s-a scrie cum ca să întrebi și mai bine. 1 împărțit la x, cum se scrie? 1 pe x. 1 pe x egal cu? 3 pe 2. De unde, altfel scris, cu 2 și cu un x, nu? Sau plusul mediu egal plusul extremelor. Și vine 2 egal cu 3x. 2 egal cu 3x. Asta mă conduce spre x egal cu? 2 pe 3. X egal cu 2 pe 3. X egal cu 2 pe 3. Și gata, ești. Deci, din nou, ne-am încadrat în tehnica pe care o știm. Deci, ce făcut? Trecem fracții, nu știu ce. N-am adunat scăderi ca să aduc la aceeași mitoare. Am simplificat. Că sunt două fracții aici. Ar fi împărțit la x, adică mulțit cu 1 pe x. Da? Și ar fi 11 pe 4. Deci, puteam să scriu și așa. 11 pe 4, oricât 1 pe x, să fie egal cu 33 pe cât? Pe 8. Deci, ar fi semnat 11 pe 4x, da? 11 supra 4x este egal cu 33 pe 8. Și acum, să vedem la numărător putem împărți pentru 11 și la numărător pentru 4 și ne rămâne 1 pe x egal cu, exact cum am avut aici, 1 pe x egal cu 3 pe 2. Și gata, ești. Da. Alte, ești tu? 1 pe 4. 8. Da, 1 pe 4. Se schide paranteză, x plus 6 supra 7, da, închideți paranteza, egal cu 5 pe 7. 5 pe 7. Echivalent cu? Hai, intră în priză, intră în priză. Așa, să văd că mergi tare de tot. Împar pentru 1 pe 4. Împar totul pentru 1 pe 4. Da. Adică mulțesc cu 4 pe 1. Mulțesc totul cu 4 pe 1, da? Și vine că x plus 6 pe 7. Vorbește, vorbește. X plus 6 pe 7 egal cu? 5 pe 7 care era? 5 pe 7 ori 4 pe 1. Ori 4 pe 1. Dar înseamnă echivalent? 20 x plus 6 pe 7. Da, x plus 6 pe 7 egal cu? 20 pe 7. 20 pe 7. Ceea ce ar însemna echivalent? Scad un 6 pe 7. Scădem un 6. Sau altfel spus în limbajul nostru, a spus în numitor. Am ridicat mai aici 7 și urmează că 7x, hai. 7x plus 6, căutăm să, avem, să nu avem timp morți. A scrie încă o dată, relația și încă o dată, era corect să spun, da, că avem o 6 pe 7, îți dădea cât 14 pe 7 și x egal cu 14 pe 7, ar fost răspunsul. Da, într-adevăr, de data asta mergeam mult mai repede. Se găsea x-ul deodată. Ce am făcut eu aici, am mai rugit vorba. Deci tu ai văzut bine x, fiindcă x era singur, da, de aici x egal cu, el a spus bine, trebuie să-și recunoaște și noi. Când este ideea mai bună a lui, mergem pe a lui. Deci x egal cu 20 pe 7 minus 6 pe 7, care face 14 pe 7.
Și ăsta mai avea să mai spui 7 x egal cu 20 minus 6, 14, x egal cu 14 pe 7. Trebuie să scrieți 2 pe 1. Da, să printr-un 7. Am împărțit totul printr-un... Nu, final. Să verificați printr-un 7. A, da, 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 2. Pur și simplu, 2. 2. 2 pe 1 n-ai lăsă, e număr natural. Corect. X egal cu 2, mergem alte chestii. 8, 9. Militez și între timp ieșesc. Șterg eu imediat, da. 0,2 în perioadă. 0,2. 2 în perioadă. Da, înmulțit cu... În paranteză, x minus 1. X minus 1. Egal cu 1 supra 4. 1 supra 4. 2 pe 9. Deci 2 pe 9, da. Ori x minus 1. Totul în paranteză, x minus 1. Egal cu 1 pe 4. Adică, echivalent. Cresc 1 pe 2. Da, și vine, rămâne. X minus 1 egal cu 1 pe 4. X minus 1 egal cu 1 pe 4, ori 9 pe 2. X minus 1 egal cu 1 pe 4, ori 9 pe 2. X minus 1 egal cu 9 pe 8. 9 pe 8, da. Voi amplifica pe 1 cu 8. De acolo X-ul egal cu? Scoate de la X egal cu 1 plus 9 pe 8. Nu-i bine? X egal cu 1 plus 9 pe 8 și aducem la 8. Aici vine 8 și cu 9, 17 pe 8. Așa te zbarte. Deci am dus prin minusul în partea asta cu plus 1. 17 pe 8. Deci x egal cu 17 pe 8. Da? Știi? El are o rim lente, da. Înțelegem asta. Da. Vers foarte multiplal. Așa, din multe ori îți spune, nu mi-a ajuns timpul. Veni din cauza că este lent. Eu îți spun un lucru. Miruna avea un ritm, abia mă ținea meu de el. Deci, recunoaștem lucrurile, îi spunem pe nume și vreau să ajunge acolo. Iar de aceea rămânea foarte mult timp la lucrări. Da? Da? Țineți cont de ce vă zic. Hai să vedem. Păi, la ei o stare de indispoziție astăzi. Păi bine, azi. Nu mai chiar un pic bine. Păi, dar trebuie să facem, măi, și niciun prea așa. Trebuie să mă crezi. Dar zic, băi, m-am promis, mă duc acolo. Nu discutem. Yes, 1 supra 7. 1 pe 7. Paranteză pătrată. Înmulțit cu paranteză da. Pătrată. X minus 0,23 în perioadă. 23 în perioadă. Și închideți paranteza pătrată, egal cu 5 supra 14. 5 supra 14. Putea scrie și paranteză rotundă. Dar da. Puteți din cauza paranteză rotundă la perioadă, de ce am acceptat ideea asta? Să scrie. Te rog, repede. O să bat pentru 7. Da. Deci mulțim cu 7, altfel spus, nu e egalitatea și bine. Sau pot să mulțesc cu 7 pe 1. 7 pe 1? Nu mai rău să mai spui 7 pe 1, e 7. Mulțim cu 7. Da. Urmează repede x minus. X minus 23 pe 99. Da. Egal cu 5 pe 2. 5 pe 2. Egal cu 5 pe 2. Echivalentul a spune că x egal cu 5 pe 2. 5 pe 2, da. 23 pe 99. 23 pe 99. Ce ar fi echivalent? X egal cu? Care e meteor comun? Da, nu, nu. Ce să stai pe gânduri? Nu mai este altceva. 2 număr prim. Gata, nu mai e. Deci 299, adică 198, parcă nu? Da. Amplificăm aici cu 99 și aici cu 2 și vine x egal cu punem numitor comun 198. Da. 198. Și acolo vine de 2 ori cât e 99. 99, 2. Dacă ar fi 100, ar fi 5 ori 100, ar fi 500. E 5, nu? 5 ori 99. 5, 9, 45, 5, 9, 45. 99, 5, da, 495. 495. 495. Eu vreau să atrag atenția repede, cum se... 5 ori 100, deci da. 500. Da. Dar fiindcă rămâne 1 mai puțin de 5 ori, deci scădem din 500 pe 5. Asta înseamnă. Adică să facem mulțirea 5 ori 9, 45, 9, 45, 45. Deci, deci pe culoarele cele mai rapide, care oferă siguranță maximă. 509.
Dacă aș fi fost cu Mario, aș fi spus așa, 5 ori 100 minus 1 este egal cu 500 minus 5 face 495. Așa, așa mi-aș fi făcut Mario. Da? Da. Și noi facem mental, că, mă rog, asta o știu foarte bine, plus cât aici? 46. Și rezultatul va fi egal cu 6, 5, 11, 10, 4, 14 și 5, nu? Da. 541 plus supraveghere 98. Nu lăsăm, ne mai gândim dacă e simplificat. Prin 2, nu? 2, nu. Prin 5, nu. Prin 5, nu. Prin 9 sau 3, nu. Și gata. Ne oprim așa și lăsăm așa. Mergem mai departe, dacă ești tu. Asta l-am făcut, 5 supra 7. Deci 5 supra 7. La fel, paranteză pătrată, da. Înțeta, 4x minus 0,6, da. 3 în perioadă. 3 în perioadă. Da, și închideți și pătrata, egal cu 10 supra 21. 10 supra 21, echivalent cu 7. Da. Deodată, îți mulțim cu 7 pe 5, că noi nu stăm pe gânduri. Când scriu, nu scriu încă o dată. Deci am mulțit, am scris, nu a rămas doar paranteza și vine 4x, așa, 4x minus. 63 minus 6 supra 90. 63 minus 6. Și cât face? 63 minus 6. 57. 57. Vezi ce înseamnă? Am scris așa, egal cu 10 pe 21 ori, ori 7 pe 5. Vezi? Ce înseamnă să mai scriu încă dat 5 pe 7, nu știu ce, să fac transformarea asta, asta? Per timp. Fac cât maxim posibil. Când am trecut prin greșit, o fac maxim posibil. Așa. Aici, 10 pe 5, 2, 21 cu 7, 3. Și echivalent, va spune că 4x. 57. Da, minus 57 pe 90 este egal cu 2 supra 3. Adunăm 57 pe 90. Așa. Deci ar fi echivalent, spune că 4x egal cu 2 pe 3 plus 57 pe 90. 57 pe 90. Uite, eu ce aș fi făcut? Să-ți explic. Ca să scriu de aici, aici, să pierd timpul, să-l copii 4x egal cu 2 pe 3, imediat sesizam că ar fac aici numitor comun 90, îl observam, și atunci amplific aici cu 30, și 30 ori 2 făcea 60, și aș fi spus deodată egal cu numitor comun 90, și 30 ori 2, 60, și cu 57 fac cât 100, 17 supra 90. Asta fac. Nu greșesc deloc. Nu mă duc mai mult decât îmi permit. Dar nici nu vreau super tipul. Dar ducându-l pe ăsta din coace și să scriu relația asta, m-am pierdut. Am și consumat cretă. Adică, pe un timp, pur și simplu l-am dus pe minus în partea și altul cu plus. Aia. Ce o să fac? Dar dacă tu ai sensizat că și numitorul comun de aici, de la etapa asta, e 90, atunci, repede, simți că e 30, numitorul comun e 90 și 57 adună cu 60, 170. Am pierdut, am pășit asta. Deci am ce? 4x egal cu? Hai să scriu, 4x egal cu? Spune. Dacă o simplificăm. Aici, 117 cu 90? 3 cu 57. 3 cu 57 aici, nu? Da. Deci ce operație este aici? Păi vezi? Unde când simplificăm? La mulțire. La mulțire, atenție! Deci numai la mulțire. Cum? La adunare scăderii niciodată s-a dus la aceeași numitor. De acord? Bun. Nu mai greșim. Eventual aici ne întrebăm dacă se poate simplifica prin ceva. 117 cu 90. Prin 9. 2 cu 7 e 9. Și face, iată, aici, numitorul va fi 10, 90 bățe la 9. Și 19 de 2 o dată, 27 de 3 ori, 13 pe 10. Pe 10.
Dragilor, nu discut numai cu Davide, ci discut și cu voi. Urmăriți că încerc să avem un ritm bun la lucru. Este esențial. Pășim peste acele etape, nu ardem gazul. Deci, 0,5. 0,5. Înmulțit cu paranteză rotundă x plus 2 pe 9. Înmulțit cu x plus 2 pe 9. 9. Închide paranteza, egal cu 0,75. 0,75. Echivalentul. 5 pe 10. Nu, 1 pe 2. 5 pe 10, 5 pe 10, 10. Simplificăm, ce s-a spus. Așa, 1 pe 2. E un pricep, dar se dea despre așa. Dacă spui 1 pe 2, și înțelegem de ce. Pe lângă x plus 2 pe 9. Mi-am amintit un lucru azi, am primit un mesaj de la un domn care mi-a pus o problemă foarte, pentru clasa a 5-a, dar foarte tare. Trebuie să spun că m-am străduit un pic să mă uit la ea, nu am descoperit rezolvarea, trebuie să spun asta. Și mi-a scris un mesaj, a spus, domnule profesor, nu mi-ați mai făcut problema, că eu am promis că eu fac într-o lecție. O lecție, da. Așa. Și că acolo să găsească răspunsul. Nici n-am avut timp să mă ocup așa foarte insistent, dar mi-a scris așa. Să știți că am urmărit lecțiile, n-ați rezolvat problema. 1, 2. Și să mai spun ceva, eu sunt nevăzător. Dar mă ocup de probleme. Băiatul meu în clasa 5 sau cu fetița și e o problemă și pentru olimpici. Pentru un concurs de olimpici, ceva deosebită. Și am înțeles, dar m-a cutremurat, el este nevăzător. Și este în stare să gândească acolo la problema aceea și să păi noi suntem văzători. Exact, ce crezi că nu poți să să duci numai în mintea ta să duci și ești tu acolo. Muncești dublu. Extraordinar. Nu te face, nu te cutremuri așa, că sunt oameni de aceștia care vor, în ciuda handicapului pe care îl poartă pe umeri, vor să facă și ei, vor să fie în rândul ceva, mai mult poate chiar performanță. Sigur, de multe ori cere o problemă să o rezolvi. Nu poți, dă-mi un pix. Sigur că da, dă-mi să fac calcul. Dă-mi un pix să fac ceva, nu din cap. Da, asta este extraordinar. Da. De ce am să fac ce, cum am să pot să găsesc soluția și să o dau, pentru că este nemaipomenit. Da. Hai, noi vedem. Asta. 75 pe 100, care înseamnă cât? 25. 3 pe 4. Asta înseamnă. 3 pe 4. Echivalentul. Scriam 75 pe 100. Simplificam prin 5. Iar prin 5. Nu vedeam 25. La. Timpul să duci. Deci așa. 3 pe 4. Echivalent. X plus 2 pe 9. Hai. X plus 2 pe 9. Calcum 3 pe 4 ori 2 pe 1. 1 pe 1 care îți face cât? 3 pe 2. 3 pe 2. Păi da, eu chiar înțeles 3 pe 2. De ce 3 pe 4 ori? De aici rezultă echivalent, că x e egal cu... Calcum 3 pe 2 minus 2 pe 9. 3 pe 2 minus 2 pe 9. Hai să scrie 3 pe 2 minus 2 pe 9, care înseamnă echivalent, cum a spune că x e egal cu... Primul acolo 11 pe 2. Hai, 3927 minus 4. 23. 23 pe? 9. De ce pe 9? 9, 18. Trebuitor domnul a fost 18. Ha? Viteză mare. Hai să vedem. 2x plus 8. Ia gândește că el, dacă îi dau ieșițul ăsta, el trebuie să ducă mental toată chestia asta. El să ajungă aici și o face așa. Și imaginează acolo, probabil Dumnezeu știe cum e mintea lui acolo și te duce până acolo. Zice. Da. 2x plus 8 egal cu...